sau tuturor, Vlad Costa e numele meu. Astăzi încercăm a doua oară să dăm o parte din premiul pe care l-am câștigat la King of the Web. Cei care nu știu, am câștigat un premiu de $250 din care se scad 30% taxele, taxe și impozite, pentru că premiul e acordat din SUA. Eu zic că e destul de ok că am câștigat premiul ăsta, însă meritul nu e a meu, meritul e a celor care m-au votat. Așa că am decis să donez premiul și să-l donez oamenilor săraci. Astăzi vom încerca să cumpărăm 5 pizza și să le dăm unor oameni care trăiesc pe stradă. Tocmai a venit frigul, ieri a plouat torențial și cred că este foarte deprimant să stai pe stradă, să fie plouat, să fie frig. Cred că este din ce în ce mai rău. Noi nu o să putem să facem foarte mult, însă cred că putem să îmbunătățim puțin ziua acestor persoane. Să încercăm. Vreți să munciți? Are 60 și ceva de ani. Câți ani aveți? 63. Dar eu aș dori să muncesc. Și dumneavoastră vă dăm o pizza? Că aș dori să muncesc, dar nu am unde, că s-au deplicat fabricile. Și unde, dacă ce am vrea să vă dea de lucru, unde vă găsește? Și aici, oriunde, ceva. Deci în Oradea, în fața la Crișul, cine vrea să vă dea de lucru? Da. Am înțeles, îmi pare rău. De câți ani ați zis că stați pe stradă? De 28 de ani. Îmi pare foarte rău, vă doresc din o zi bună. 1985. Îmi pare foarte rău. Poftă bună să aveți. Nu ați că scalde. Și mai am acei un copil. Care a făcut ca să ne... Și dumneavoastră stați? Da. De cât timp? O lună. Vrem să dăm la oamenii săraci, pe care nimeni nu i-a ajutat. De unde vii tu? Știu să vă spun, de ce? Bă, dar trebuie să-mi dai un răspuns. Vii de undeva. De unde credeți că vin? De oriunde ai venit tu, dar trebuie să-mi dai un răspuns. Vin de acasă. Nu de acasă, vin din partea... mâna dreapta cuiva sau mâna stânga cuiva sau nu știu. Nu vin din partea nimănui. Asta e pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Vă împărțiți pe ei cum puteți. Ei, numai pur și simplu vrem să adunăm oameni, să ajutăm oamenii săraci. Unde? Dar unde să mergem să ne rugăm și? Puteți să mergeți la orice biserică. Știu. Oriunde vreți dumneavoastră. Nu trebuie să mergeți la nicio biserică. Cu mare plăcere. Eu mă bucur că am putut să vă ajut. Să aveți o zi mai bună. Sper că am putut să vă facem o zi mai bună. O să spui numele. Costel Vlad. Eu sunt Costel Ioan. Eu sunt Costel Vlad. Îți arăt acum, să nu crezi că am... Arătați-mi buletinul. Sigur, ești sincer. Dumnezeu lucrează cu... Dânsul, pe dânsul o cheamă Costel Ioan. Eu sunt Costel Vlad. Pe tata îl cheamă Costel Ioan. Cel mai ciudat lucru care s-a întâmplat azi a fost când donam unui om și omul mă întreba obsesiv cum te numești, din partea cui vii, cine ești și nu știam să-i spun de unde vin și nu știam ce să-i spun și m-a întrebat la un moment dat, dă-mi un nume și pe om îl chema Costel Ioan, pe taică-mi îl cheamă Costel Ioan,
a fost un sentiment foarte ciudat când mi-am dat seama că am putut să ajut un om fără să-l cunosc, fără să-l fiu văzut niciodată în viața mea și care stătea pe stradă și care purta același nume cu mine. Și mi-am dat seama că când ajuți pe cineva, nu zic că aveam vreun grad de rudenie sau ceva, dar pur și simplu când ajuți pe cineva, ai impresia că îți dai ție. Și când i-am dat persoane respective, pur și simplu am avut sentimentul că îmi fac mie un cadou. Vă încurajez și voi dacă puteți să ajutați, să-i ajutați pe cei din jurul vostru. Și v-am spus, nu trebuie să ai mult. Dacă nu cumperi un pachet de țigări, poți să cumperi două sandvișuri pe bani și poți să le împarți cuiva. Și unii fumează mai mult de un pachet de țigări pe zi. Așa că lucruri mici, poți într-o seară să nu ieși în oraș și banii să-i dai unui om sărac. Am încercat să nu cumpărăm prea multe pizza ca să nu rămânem cu ele pe cap, însă data viitoare o să cumpărăm mai multe. Azi am împărțit doar 5. Mulțumesc mult că m-ați urmărit. Numele meu este Coste Vlad și vă doresc o zi extraordinară.